Ce faceți în situația în care sunteți atacat de o haită de câini? Doamne, cu câini, nu prea mă descurc. Ce să facem? Ne apărăm. Luăm o piatră, facem ceva. Dacă ești înconjurat sau ești pus în situația, într-o asemenea situație, trebuie să fugi. Total greșit, spun cei care cunosc comportamentul câinilor. Primul lucru pe care trebuie să-l facă o persoană atacată este să se oprească. Dacă alerg, mă opresc din alergare. Primul lucru pe care îl fac. Te oprești, evaluezi situația. Sigur că pe câmp n-ai unde să te ascunzi după un copac sau după un bolovan, cum am auzit, și te faci că te apleci, că iei ceva de jos și arunci spre ei. Asta în situația în care te atacă. Dacă ei doar te latră, nu. Următorul lucru este să încerce să-și protejeze spatele. În acel mic plan de gestionare a situației, să vedem ce este în jurul nostru. Să căutăm dacă există un gard, chiar și un copac, o suprafață mai înaltă unde în primul rând să pot să-mi protejez spatele. Pentru că dacă vorbim de o haită de câini, ei vor încerca să ne înconjoare. Și cel mai prost lucru este să ai spatele neacoperit, pentru că în acel moment vei intra ca într-un vârtej în care ei te vor întoarce, îți vei pierde și echilibru. Apoi, spun instructorii de dresaj canin, important este să evităm să ne uităm în ochii câinilor care ne atacă și nu în ultimul rând să încercăm să descurajăm patrupedul care conduce atacul. Să încercăm să nu facem contact vizual ochi în ochi cu ei, adică să ne uităm în zona lor, lângă ei, pentru că de multe ori acest contact vizual poate fi interpretat ca o provocare. Confruntarea și descurajarea trebuie să se axeze pe câinele alfa. Câinele alfa îl vom vedea pentru că el va fi cel care va iniția și atunci ceilalți îl vor urma. Dacă reușim să-l blocăm pe el, șansele foarte mari sunt ca și ceilalți să nu mai continue. În situația extremă în care suntem atacați, instructorii spun că trebuie să ne apărăm cu orice avem la îndemână.